Pompierii nemțeni au fost solicitați în această dimineață pentru a interveni la salvarea unei persoane ce a rămas blocată pe acoperișul unui balcon dintr-un bloc de locuințe din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării s-au deplasat de urgență pompierii petreni cu auto specială de stingere, cu auto specială pentru intervenții și salvare de la înălțime, dar și cu ambulanță SMUR. Ajunși la locul solicitării, pompierii au constatat că la etajul 3 o persoană se afla pe acoperișul unui balcon. Cu ajutorul scării cu lisabile, pompierii au urcat la această persoană și au sprijinit-o să intre înapoi în apartament. Aceasta a refuzat asistența medicală oferită de paramedici. Doamne, ferește-mi de cădere. Dar aveți idei ce vrea să facă? Ce căuta acolo? Ea este o femeie exagerată în curățenie și probabil un geam, curățenie, doamne, ar bărea tot timpul niște de parcă ar fi, ar avea nu știu câți copii, doar are 71 de ani, dar... Și singură. Ziceți că e exagerat în curățenie, credeți că de asta nu l-a lăsat cu pompier să treacă prin casă și la ea? Cred că. Îmi pare foarte... Nu, 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 nu